Sper că ați aflat până acum că este chiar mai mult decât o dezbatere. Este un program național care a strâns o energie incredibilă până acum. Este, scopul lui este acela de a ajuta copiii care se află în risc de abandon școlar. Este inițiat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin și are sprijinul mai multor ministere, Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sociale, mă iertați, și UNICEF, cu susținerea partenerului media principal, Euronews România. Dacă vă aflați aici în sală, probabil că știți câte ceva despre uh, procentele cam mari pe care le avem în această problemă. Știți că suntem, probabil, uh, statul cu cele mai, uh, cea mai mare rată a abandonului școlar, uh, cea mai mare rată de părăsire timpurie a școlii și cel mai mare număr de mame minore din Uniunea Europeană. Conform Eurostat, anul trecut, ponderea tinerilor români care au părăsit școala mai devreme a fost în jur de 16%, pe când media Uniunii este de 10%. Mai sunt și alte țări destul de aproape de noi, o să fiți surprins să aflați că Germania are 12%, de exemplu, deși ne uităm cu admirație la ea, dar acestea sunt datele statistice. Pe de altă parte, conform Institutului Național de Statistică, în ce privește mamele minore, iarăși avem o problemă foarte serioasă. Avem 16.500 de mame cu vârsta sub 18 ani, iar dintre acestea, 700 au vârsta mai mică de 15 ani. Bineînțeles că diferențele sunt mari între urban și rural. În urban, evident că rata copiilor care părăsesc școala este mai mică, undeva de 4%, dar în rural situația este mult mai gravă se situează în jur de 23%. Evident că vorbim despre zone defavorizate, despre uh, familii dezorganizate, despre părinți plecați la muncă în străinătate, după cum bine știm, de atâția ani, și despre poate profesori mai puțin pregătiți și școli mai puțin dotate, ceea ce le limitează copiilor șansele uh, de a porni bine în viață. Avem, conform strategiei privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, în România peste 3,2 milioane de persoane în deprivare materială severă, adică suntem săraci. Asta este cea mai mare problemă și, de fapt, cea mai importantă a abandonului școlar, a apariției mamelor minore și a celorlalte probleme cu care ne confruntăm. Ce își propune pactul pentru tineri și ce a realizat până acum este ca în prima serie, în urma dezbaterilor organizate în Iași, Piatra Neamț, Botoșani, Bacău, Vaslui și Deva, a fost să înțeleagă mai bine fenomenul, să adune date statistice din zonele respective, pentru că fiecare zonă are problemele uh, locale, uh, care se regăsesc doar acolo și care sunt diferite de altele. Asta fiind o problemă de care noi suferim, în general, în România nu prea avem date statistice și atunci e mai greu să rezolve o problemă dacă nu știi de fapt cum arată ea. Și atunci, după ce s-au găsit aceste date în urma discuțiilor care au avut loc în cadrul primei părți a dezbaterilor, s-au identificat un set de măsuri care au fost centralizate într-un raport tehnic, care măsuri ar putea să ajute la combaterea și reducerea chiar a abandonului școlar, fie că vorbim de politici publice, deci de programe guvernamentale sau de programe neguvernamentale desfășurate de organizațiile non-guvernamentale. Și o să vă trec puțin în revistă care au fost rezultatele concrete măsurate în prima etapă acestui program. Așadar, s-a înființat un comitet interministerial pentru combaterea și prevenirea abandonului școlar, coordonat de șeful Cancelariei Primului Ministru. Este un pas semnificativ în construcția unei strategii pentru rezolvarea acestei probleme și, după părerea mea de om de presă, este primul pas și cel mai important, acela al conlucrării interinstituționale. E un aspect la care noi suferim puțin, pentru că nu prea știm să lucrăm în echipă. De asemenea, dezbaterile publice din cadrul Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților au fost un bun mod prin care vocea societății civile și a specialiștilor în educație să se audă, ei fiind foarte importanți în a ghida măsurile pe care ar trebui să le luăm. Derularea campaniei Clasa M, care este un program special, se referă la clasele de mame minore, are un impact profund în conștientizarea problemelor cu care se confruntă aceste fete, atât în ce privește reintegrarea lor eventual în școală pentru a-și termina studiile, dar și educația copiilor lor, pentru că vorbim de copii cu copii, deci evident că au nevoie de suport și susținere să îi crească pe cei mici. Modificarea legii 217 pe 2023, iarăși foarte importantă, modifică codul penal cu privire la actul sexual cu un minor. Știu că poate părea șocant, bănuiesc că ați auzit la radio și la TV avertismentele că actul sexual cu un minor se pedepsește cu închisoarea, da? În 2023 în România trebuie să le spunem oamenilor că nu ai voie să faci sex cu copiii. Programul de acordare de burse pentru mamele minore, cu scopul de a le sprijini în continuarea educației, cum spuneam, dar și website-ul dedicat uh, www.pactorpentrutiner.ro care furnizează resurse și sprijin atât pentru cadrele didactice, dar și pentru elevi, părinți și oricine dorește să îl acceseze. Au fost peste 2000 de participanți, peste 70 de speakeri, 40 de sesiuni de lucru interactive, 600 de cadre didactice implicate și peste 1000 de elevi și părinți. Acesta este bilanțul primei serii din Pactul pentru tineri care, așa cum vă spuneam, este inițiat de CONAF. Nu știu cât de multe știți despre CONAF, despre Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Este cea mai puternică în Confederație din România, care reunește interesele antreprenorilor în spiritul european al legalității de șanse și de gen. Reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România și au luat ființă ca urmare a necesității de a susține mediul antreprenorial, cultura antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu doar pentru antreprenoriatul feminin, ci în general pentru mediul privat. Are în componență două federații, 9 patronate, 15 asociații, 26 de sucursale, peste 4.000 de companii și peste 170 de angajați. Iar mie mi se pare fabulos pentru că emisiunea de educație pe care o realizez la Euronews România a pornit exact de la același principiu. Ne-am dorit să facem legătura cu piața muncii și să încercăm să atragem cumva mediul privat de business în, în ecuația, în dezbaterea publică despre problemele pe care le avem în societate, pentru că noi credem cu tărie că mediul privat este cel care are un cuvânt greu de spus în, în, în cum va arăta societatea de mâine.